Vă salutăm din nou și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Salutăm pe toți cei care ne privesc, pentru că deja am vorbit cu cei de la Krasnoiarsk și de la Irkutsk. Vă salutăm pe toți, domnul Dumitru, mai ales. Așa cum am anunțat în scurtul nostru comunicat de presă, care a ajuns cu multe peripeții, astăzi vrem să vă prezentăm rezultatul cele de-a patra ediție a expedițiilor memoriei în regiunea Irkutsk și Ținutul Krasnoiarsk, dacă ar fi corect să formulăm, așa cum am fost atenționați de mai multe ori acolo. Pe scurt, Expedițiile Memoriei este un proiect care a fost inițiat în 2013, este un proiect care a fost inițiativa mea când eram ministru al tineretului și sportului și a fost susținut de instituțiile superioare de învățământ din Moldova, de facultățile de istorie, de la Universitatea de Stat, Universitatea Creangă și Ulim, în care ulterior au fost implicate și alte universități din România și Republica Moldova. Scopul principal acestui proiect este organizarea an de an a expedițiilor de tineri istorici, jurnaliști și istorici de profesie în diferite locații ale prezenței deja moldovenești-românești în spațiu post-sovietic. Inițial, așa cum știți, proiectul a fost gândit ca o investigație asupra locațiilor deportărilor, dar scopul și amploarea proiectului ne-a determinat să schimbăm un pic și percepția asupra acestui proiect. Prin urmare, este, dacă vreți, o studiere aplicativă a felului cum variile comunități de moldoveni români din spațiu post-sovietic s-au conturat, în ce context au ajuns acolo și așa mai departe. Pentru a fi cât se poate de succint, pentru că mi-aș dori să vorbească și ceilalți care sunt prezenți cu aspectele legate de impresiile personale, voi contura câteva chestiuni de organizare a acestui proiect. În acest an, proiectul este organizat de Asociația Prohistorica, președinte Ion Gumenei, care a fost susținută financiar de Ministerul Românilor de Pretutindeni. Acest proiect a fost alcătuit din 10 membri. În acest an, 10 care vedeți prezenți și dintre care 4 sunt studenți, jurnaliști, istorici și oameni de film. Direcția acestor cercetări în acest an, noi am făcut o premieră pentru că prin rezultatul deplasării am cuprins 2 unități administrative ale Federației Ruse, ceea ce n-a fost ușor. Am avut un diapazon geografic de cam 1400 de kilometri de la Ieniseisk la nord până la Chunsk înspre sud-est, adică din Ținutul Krasnodar până în Irkutsk. Desigur, geografia acestui spațiu este imensă. În regiunea Krasnoiarsk, așa cum am calculat noi, încap cam 100 de Moldove. Populația este însă egală cu a Republicii Moldova. Regiunea, spre exemplu, raionul Chunsk, unde noi am fost, are cam 50.000 de kilometri pătrați, deci mai mare cu mult ca Republica Moldova. Desigur, populația este deficitară, dar pentru noi a contat realizarea unor întâlniri cât mai ample cu moldovenii românii aflați acolo. Istoria acestor comunități în Irkutsk și în Krasnoiar sunt diferite. Dacă în Irkutsk noi am fost preocupați mai mult de studiu asupra deportărilor și pe parcurs o să povestim mai multe, atunci în Krasnoiarsk am avut un studiu asupra comunității care este un pic mai vechi ca cea din Irkutsk. Prezența românească în Ținutul Krasnodar, Krasnoiarsk, datează cam cu sfârșitul secolului XIX și au fost câteva valuri de prezență.
În primul război mondial, prizonieri în timpul Marei Terori din Transnistria, în anul 41 au fost deportați foarte mulți și ceea ce noi considerăm prezența la marele construcții sovietice, în mare parte a crescut populația regiunii Krasnoiarsk în anii 50-60, când s-au construit cele două mari hidrocentrale, cea mai mare hidrocentrală din Uniunea Sovietică, Saiana-Șușenskaya și Krasnoiarsk, unde au lucrat tineri moldoveni în anii 50-60. Gazda proiectului nostru, și asta trebuie să o spunem cu un mare respect pentru acești oameni, a fost Asociația Moldovenilor din Krasnoiarsk, condusă de Dumitru Palea, un om cu o poziție socială și economică evident care ne-a avantajat, pentru că noi am avut întâlniri la cel mai înalt nivel cu conducerea administrației Ținutului Krasnodar, mai ales ce ține de departamentul relației cu naționalitățile, și în afară de asta am putut să ne deplasăm în diferite locații, spre exemplu în Lesosibirsk, unde am întâlnit o mare comunitate de moldoveni, cum le zicem noi, tăitori de lemne, și în Eniseisk, unul din cele mai vechi orașe din regiunea Krasnoiarsk. După care ne-am deplasat în Taișet, pentru că noi am mers în acest an spre partea de Irkuț, care nu am reușit să o acoperim anul trecut, și am reușit să vedem cele mai importante sate în care au fost deportați moldovenii în anii 49. În mod special este vorba de Sosnovka, Izăcan și Novociunca. Desigur, cea mai importantă realizare a acestui proiect este faptul că noi am reușit să ajungem în satul Moldovanca, despre care am povestit doar anul trecut că am fost alături, dar n-am reușit să-l vedem, cu foarte mari peripeții. Sper să reușim să avem video acuși în câteva minute, pentru ca să vedeți lucrurile care le-am descoperit acolo. Și, desigur, să mai menționez faptul că am avut parte și la Ciunsk, în regiunea Ciunsk, de o gazdă, de Valeriu Pulbere, care a fost ghidul nostru în regiunea Ciunsk și pe parcursul aflării în această regiune. Cu asta îmi încheie scurta mea prezentare, pentru că urmează să ofer cuvântul celor care au fost implicați în acest proiect, și o să încep cu Violeta Gorgos, pentru că Violeta o să vă povestească mai multe despre felul cum a văzut ea și cum are de gând să valorifice acest potențial al expedițiilor. După cum știți, ea deja este regizoarea celor două proiecții documentare despre Kazahstan și Irkutsk. Și am ținut neapărat să facem astăzi conferința de presă, chiar dacă aseară abia am venit, pentru că Violeta urmează să plece și pentru noi este un avantaj, pentru că o putem avea alături de noi. Violeta. Bună ziua! Când vorbim despre filmul Expediție, probabil toată lumea așteaptă să vadă povești cu refugiați, cu oameni deportați, dar aceste filme sunt filmele... jurnalul de bord al expedițiilor memoriilor, pentru că atunci când vrei să faci un documentar despre deportări, trebuie probabil să documentezi, să-ți cauți protagoniștii din timp, iar protagoniștii filmelor mele pe care le fac în acest context sunt tocmai participanții la aceste expediții. Și încercăm să prezentăm expedițiile prin prisma lor. Puteți vedea edițiile anterioare pe site-ul media.tvriaș.ro. Sunt expedițiile din Kazahstan, sunt expedițiile din Siberia, Irkutsk de anul trecut, și probabil că în luna decembrie va fi lansat și filmul actualei ediții.
pentru că am avut foarte multe impresii, foarte multe subiecte, foarte multe povești, probabil vom realiza două episoade. Un episod cu comunitatea moldovenilor pe care i-am întâlnit acolo și care mie mi se pare o poveste separată, stă în picioare ca o poveste sinestătătoare, și celălalt film, care va fi de fapt primul, vom continua povestea cu, cu deportații. Este un parteneriat pe care l-am menționat până acum, sper să menționăm și în continuare, între TVR Iași și OVH, și vă mi-asum cu obligația să termin filmul până în decembrie ca să pot lansa la termen, că așa am promis tuturor că în decembrie va fi prezentat filmul. Rest, sper să-l căutați, să-l vedeți și să vedeți ce am făcut noi. Ca și în edițiile precedente, noi am avut și avem parte întotdeauna de susținerea postului național de televiziune Moldova 1, care a fost alături de noi în fiecare din expediții. În acest an alături de noi a fost Lucia Tăut, care am să o rog să ne spună câteva cuvinte legate de prezența ei în proiect și felul cum a văzut ea acest proiect. Odată să ne dea imaginea. Da. Ia microfonul. Pentru mine a fost o provocare această expediție. Eu, de fapt, sunt jurnalist de mediu și atunci când mi s-a propus să particip la această expediție, mă gândeam să merg să cunosc natura de acolo, pentru că natura siberiană totuși e ceva specific și am văzut-o altfel, dar m-a impresionat foarte mult și istoriile oamenilor pe care i-am întâlnit acolo, pe care i-am cunoscut. Și sper că voi reuși să fac o emisiune interesantă cu eroii care ne-au găzduit în acele locuri. Am cunoscut moldoveni veniți în perioada sovietică, care au o istorie care ar fi bine să o cunoască și moldovenii de aici, de la noi, de acasă. Și am prins câteva imagini pe unde video, pe unde foto. Sper că în următoarele săptămâni o să le publicăm într-un album mult mai amplu. S-au făcut foarte multe imagini. Aici este satul Moldovanca. Este un sat, da, care a existat între anii 1951, cred, 58. Este vorba de o comunitate destul de numeroasă de moldoveni deportați în satul Novociunca. Deci erau circa 200. Și erau nevoiți zi de zi, dimineața, să meargă 6 km în taiga la tăiat pădure și seara să se întoarcă 6 km. Ceea ce și din punct de vedere a productivității era foarte scăzut. Au rugat autoritățile sovietice să le permită să rămână în aceste în pădure și au construit în taigaua siberiană un sat. Un sat, noi l-am găsit cu bordee, deja săpate gropile încă au mai rămas. Și cel mai important, am găsit rămășițele sau chiar cimitirul. Avem mai multe ipoteze legate de morminte și de cruci. Ion, cât ai numărat? Cred că 18, cam 20 de morminte, cruci, 12 cruci, dintre care 7 s-au păstrat foarte bine. Noi am putut depista doar un singur nume pe cruce, era vorba de Marian Natale, da? Marian. Da, născut în 1879 și decedat în 1953. Da, și deci crucile astea, după cum vedeți, ele erau căzute la pământ. Ce este interesant, deși zona este defrișată, a fost defrișată intens de tăieri de păduri, oamenii care au tăiat păduri n-au atins cimitirul și n-au atins mormintele. Așa cum unele erau căzute, este adevărat, așa cum vedeți, altele, cum este respectiva, deci este, mai stă în picioare. Noi am reușit să le reparăm un pic, să le aducem în ordine, dar cel este mai important, pentru că
Deja comunitatea de moldoveni de acolo, prin prisma expedițiilor pe care noi le-am realizat, s-a sensibilizat și doresc foarte mult și la sugestia noastră și la discuțiile care le-am avut să realizeze reabilitarea acestui cimitir ca un monument, să zicem, al memoriei deportărilor, un monument în care să împrejmuiască acest cimitir, crucele să fie reparate și să fie pus o troiță. Domnul din imagine este pădurarul care era unicul care mai știa drumul dinspre Nouă Ciunca până la cimitir. Noi ne-am repartizat așa în câteva grupuri pentru a-l găsi. Și fiindcă am văzut-o pe Mariana aici, noi ne-am gândit în proiect ca să avem o ambientizare adecvată a lucrurilor care le facem, să invităm cât mai mulți jurnaliști și alături de noi a fost Mariana Rață de la TV8 și Olga Gnetkova de la Newsmaker, care am să le rog pe rând să povestească impresiile lor despre această expediție, această experiență. Bună ziua tuturor! Eu am să vă spun despre impresiile pe care le-am trăit eu acolo. Vreau să vă zic că, ajungând în Siberia, în capul meu s-a spart foarte multe stereotipuri. Noi toți, auzind despre Siberia, ne gândim la un ținut rece, un ținut în care moldovenii noștri, românii noștri, bunii noștri au trăit drame. Iar ajungând acolo, eu am văzut un pic altceva. Am văzut conaționali de-a noștri care au plecat să-și caute o viață mai bună și care ne-au întâlnit cu multă căldură, chiar cu dragoste. Iar dacă e să vorbim despre deportați, să știți că și aici au fost niște lucruri care s-au dat peste cap în capul meu, pentru că chiar dacă au trecut prin niște tragedii, străbunicii noștri au reușit să se facă remarcați acolo și să rămână așa cu căldură în inimile localnicilor. Chiar și în acest sătuc moldovan ca pe care l-am descoperit noi în taiga printre mulți copaci și urși pe care ne așteptam să-i vedem și nu i-am mai văzut, am găsit o cârciumă făcută de moldovenii noștri care au stat acolo deportați, o cârciumă în care am mai găsit sticle de șampanie, deci au avut grijă de ei, n-au stat chiar atât de trist acolo. Au reușit să fac un, iată ceea ce vedeți acum în imagine, este un fel de dispozitiv de afumat carnea. În localitățile populate încă... Și o căldare de lapte, care o găsit-o Ioan și care o curând cred că va ajunge la... Da, apropo de căldarea de lapte, acest pădurar pe care l-ați văzut un pic mai devreme în imagine, el ne povestea despre sătucul ăsta și zicea că acolo ei aveau, у них было молоко, которое называлось лапте. Asta e ce ținea el minte. Și de altfel, în multe localități în care am mers după asta să, pe urmele deportaților, am întâlnit ruși care țineau minte cuvinte românești pe care le-am memorizat de la deportații din Moldova, din România. Ideea este că mesajul cu care eu vin acum spre tot cei care ne privesc este să nu ne grăbim să ne facem idei pornite de la niște povești triste. Să știți că oamenii de acolo au trăit și frumos. În aceste localități nu erau doar ruși răi care îi asupreau pe conaționalii noștri, erau și oameni buni. Și au putut să, mulți dintre cei deportați de altfel, peste o perioadă de timp au revenit în Moldova și s-au întors înapoi în Siberia să trăiască. Deci au reușit să găsească acolo căldură, pentru căldură sufletească, pentru a-și continua viața. Olea. Да, для ньюсмейкер, в принципе, обращение к каким-то историческим событиям на территории Молдовы уже не впервые. Мы как раз недавно выпустили спецпроект про депортации с территории Бессарабии, и поэтому действительно было очень интересно и
ну, действительно волнительно попасть в эту экспедицию, чтобы увидеть все это с другого ракурса. То есть первое, действительно, что приходит в голову, то, что вот сказала Марьяна, о том, что здесь мы, у нас больше всего возможности говорить с людьми, которые вернулись домой после того, как были депортированы, и для них это действительно, этот период, это такая черная страница в их жизни. А в Сибири мы узнали тех, кто по тем или иным причинам решил остаться и не возвращаться домой. Это люди, которые обрели там семьи, обрели какую-то действительно и новую и жизнь, и идентичность, можно сказать и так. Но, в принципе, эта экспедиция, мне кажется, для многих из нас развеяла многие мифы, которые касались депортации. В частности, мы встретили там действительно много людей разных национальностей, которые были отправлены в ссылку, и было очень неожиданно узнать, когда мы тут встречали, была на фотографиях, можно вернуть на Анну? А, уже давно было. Вот, да, вот это Анна Пуаля-Лунч, она была депортирована в 50-м году из Украины и, уже находясь в Сибири, вышла замуж за молдаванина. И ей больше 85... Это, кстати, её муж, вот. Да. Лунч, её стен. Вот, и ей больше 85 лет, но она до сих пор помнит отдельные слова на румынском языке. Она вспоминает, как готовила мужу мамалыгу и плацинды, он ее научил. И таких вот ситуаций мы встречали очень много, и они как бы доказывали, что даже вот как бы такие трагические страницы, они каким-то странным образом сближали разных людей, разные народы. И это действительно была как приятная часть экспедиции, помимо того, что мы прекрасно понимали, что это не отменяет того, что депортации были большой трагедией для всей территории постсоветского пространства. Aici vreau să mă opresc la această fotografie. Poate pe Iona să las să comenteze mai mult, pentru că după asta aș vrea și eu să... Iona, te rog, dacă vreau să ne spui un pic, pentru că ea este deosebit de interesantă, relevantă pentru înțelegerea acestei familii poale lungi din satul Corjului. Da, aici avem în imagine familia poale lungi, în dreapta... În dreapta este Gavril Poale-Lungi. El, de fapt, era boier din Corjova, o persoană, care, o familie, de fapt, care avea în proprietate două mori, două loiniți, aveau gospodării foarte multe, multe cai, vaci, erau, practic, cea mai importantă familie din satul Corjova, de pe malul Nistrului. Și copiii acestora, dacă vedeți îmbrăcămintea domnului Gavril Poale-Lungi, dânsul poartă cravată, mustață retușată, sunt anumite elemente care ne transmit despre starea socială a dânsului. Această familie a fost deportată în 1949. Mai mulți dintre frații, de fapt, frații lui Gavril Poale-Lungi și verișorii lui Poale-Lungi fiul au refugiat în România. Un moment foarte important, este curios, de fapt, că soțul Ani Poale-Lungi a fost la Chișinău de câteva ori, iar în anii 70, în urma, dânsul coresponda cu verișorii din România și chiar au organizat o întâlnire la Chișinău. Știm foarte bine că perioada sovietică era foarte greu să ajungi din România în Uniunea Sovietică, în special la Chișinău. Această familie Poale-Lungi și-a dovedit, de fapt, spiritul întreprinzător și prin urmașii acestora. Gania Poale-Lungi, iată-l avem aici în imagine. Da. Asta este nepotul. Da, nepotul, și dacă e să vă uitați în fotografie, are aceeași mustață ca bunelul Poale-Lungi și are o față specific românească basarabeană. Dânsul a fost profund emoționat, are o gospodărie foarte mare, de asemenea implicat în industria lemnului, dar are și o fermă acolo, iar
Da, un agricultor are, are fermă, face agricultură, de asemenea se ocupă și cu zerea lemnului, iar comunitățile de români moldoveni din zonă interacționează între ei și inclusiv domnul Vasile Popa de la Crasnuiască a zis că au avut chiar afaceri comune cu, cu dumnealui. Despre, fără, despre... să știe de fapt că da, el era... fără să știe că este deportat. Bine, pentru mine această experiență, în afară de faptul că are o valoare sentimentală aparte, a însemnat de asemenea o expediție de, de cunoaștere și de recunoaștere și la fel ca și la mulți alții, un proces de dezavoare a unor mituri și stereotipuri ce putesc în jurul termenului Siberia, da? Care e asociat cu un tărâm al frigului, întunericului și... primisități înspăimântătoare, dacă vreți, a deportărilor și a chinurilor groaznice din gulag. Într-adevăr, deportările trebuie tratate ca atare, au fost o tragedie, în deportările masă peste 50.000 de, de români, basarabeni și nu numai, pentru că am întâlnit inclusiv descendenți ai unor ruși lipoveni, ai unor găgăuzi, care am întâlnit la Izăcan, la Sosnovca. Și totodată comunitățile de români moldoveni de acolo, din Ținutul Crasnuiască și regiunile Irkutsk, practic reprezintă o simbioză de ospitalitate și smerenie specific basarabeană și căldură sufletească și receptivitate la nevoile altora specific siberian. Să, cum ziceau, un pământean de-al meu, pentru că în satul Veselui am întâlnit pe domnul Dumitru, născut în satul Buicani în 1936, eu fiind născut la Buicani, în sectorul Buicani, deja construit pe teritoriul vechiului sat Buicani, dânsul a fost deportat în 1949, când avea 13 ani, s-a căsătorit, după care a revenit în Moldova cu soția lui de etnie rusă și după ce au stat 20-30 de ani la Chișinău, tot la Buicani au stat, au revenit în satul Veselui, pentru că acești oameni, practic, fiind expropriați, luându-se tot, inclusiv în memoria colectivă, erau tratați cumva ca acel dușman al poporului, iar după ce și-au format familiile în taigaua siberiană și au găsit și un loc de muncă, o parte din ei, după ce au fost achitați sau reabilitați, cum se zice, au revenit în Siberia pentru că acolo vedeau mai multe beneficii economice, pentru că inclusiv Uniunea Sovietică se trăia foarte greu în fostă Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Am fost la Taișet, la gara Taișet, locul unde au fost debarcați practic 6.000 de moldoveni și în regiunea Irkutsk, în localitățile Sosnovca și Veselui, aceste două localități practic au fost întemeiate de către deportați, la Veselui 500 deportați și la Sosnovca 560 de deportați. Școala din Sosnovca a fost construită de deportații din Basarabia și prizonierii de război japonezi. Și până acum stăm, de fapt vechea școală a ars, dar școala actuală care a fost construită după mai stă în picioare, iar surprizele s-au tot ținut lanț în expediția noastră. Prima persoană care am întâlnit-o în școala Sosnovca, adresându-ne dacă cunoaște descendenții ai moldovenilor deportanți, dânsa mi-a zis că o mine babușcă moldovancă. Adică și istoria dumnei este și ea interesantă, pentru că bunica dânsă este româncă din Basarabia, tatăl este militar sovietic de etnie rusă și ne-a povestit, când am întrebat-o dacă maică-sa cunoștea română câtuși de puțin, dânsa ne-a zis că tatăl nu o lăsa, bunelul de fapt dânsă, nu o lăsa să vorbească copiii în limba română, iar bunica, doar când pleca tatăl la muncă, vorbea și transmitea cuvinte în limba română ca aceștia să cunoască minimum necesar. De asemenea, comunitățile, atât descendenții celor deportați, cât și comunitățile, de fapt, din diaspora economică a românilor moldoveni din regiuni, păstrează tradițiile naționale,
gătesc preparate culinare specifice zonelor din care vin. La Eniseisk am întâlnit un român din Reni, venit și el ca pe filiera asta comsomolist în construcția Siberiei. E al treilea din dreapta. Da, da, da. Este ce avem pe Vasile Popov. De asemenea, un român din regiunea Cernăuți, l-am întâlnit la Lesogorsk. Și deci, domnul din mijloc, care este lângă Ionă, este ctitorul, sau mai bine zis, cel care a construit această mănăstire, care are o istorie, iarăși. Această mănăstire este o mănăstire de martiraj, deci 18 călugări au fost executați de bolșevici, înnecați în lacul care este în jos, cheamă Ozera Mănăstârscă. Și domnul Parpalac din satul Văsien Telonești este un moldovean care a construit reconstruit această mănăstire de la temelie până la capăt. De cei ambii sunt din Eniseisk, acolo unde am ajuns noi. Vroia Ion să mai închei ca... Da, în fine, localitățile care am vizitat sunt Sosnovka, Veseolă, Izăcan și Moldovanca, care nume este pe care vă povestit Octavian, iar moldovenii de acolo sunt foarte receptivi și cu siguranță dacă ajungeți la Krasnoyarsk sau la Lesogorsk, Lesosibirsk, Eniseisk și vă pierdeți cumva în spațiu, aveți mereu la cine apela, este Asociația Baștină, președintele care este Dumitru Pale, care e un om foarte spulțit, dar și în ceilalte localități mereu veți găsi sprijin din partea dânșilor. Fără să vrei, mai găsești moldovenii. Da, stradă. Da, păi inclusiv în centru, în mall-ul din Krasnoyarsk, așteptând la un birou de informații acolo, am dat și acolo peste un moldovean. Ei sunt pretutindeni. Pentru că proiectul nostru este în mare parte dedicat tinerilor și tinerilor istorici, în primul rând, pentru că așa ne dorim să fie pentru ei o experiență de cunoaștere aplicativă a unor lucruri care n-ar putea să le realizeze în alte circunstanțe. O să ofer cuvântul pe rând, așa. Întâi e Maria Buțcu, masterant de la Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie. Mulțumesc, bună ziua! Deci, pentru mine, ca student a Facultății de Istorie, plecarea, deplasarea respectivă a avut o foarte mare importanță și consider eu că a fost o realizare considerabilă, de moment ce, aflându-ne acolo, am putut înțelege și vedea fenomenul deportărilor din alt unghi, nu doar cel teoretic pe care l-am studiat din cărți, dar și modul în care s-a manifestat acest eveniment la practic vorbind. Deci, pentru mine, de asemenea, a fost impresionant faptul că oamenii care au fost acolo deportați totuși au decis să rămână acolo din momentul reabilitării lor. Au avut careva tentative de revenire în țară, dar la un moment dat au înțeles că familia și cele mai importante activități pe care le-ar putea avea totuși sunt în locurile în care s-au stabilit după ce au fost deportați. De asemenea, îmi pare bine că proiectul nostru a avut până la urmă trasat două subiecte esențiale, subiectul deportațiilor și subiectul diasporei basarabene care se află în regiunile pe care le-a menționat domnul profesor. M-am bucurat foarte mult să aflăm o asemenea receptivitate din partea basarabenilor care s-au aflat acolo și anume modul în care au fost întâlniți cu masă foarte copioasă în bucate tradiționale. M-am bucurat foarte mult că încă păstrează și valorifică tradițiile noastre și obiceiurile noastre. De asemenea, vorbesc o limbă română foarte, foarte bună, împofida faptului că totuși limba pe care o vorbesc în viața de zi cu zi este limba rusă, dar totuși important este faptul că atunci când se adună între ei la o masă rotundă, la anumite sărbători, Crăciun, Paște, totuși ei țin să vorbească limba română și să păstreze și să valorifice tradițiile noastre, o dovadă fiind sărbătorile pe care le organizează împreună
atât cele religioase cât și cele laice, printre care cea mai importantă ar fi mărțișorul. Deci domnul Dumitru reușește fiecare dată să adune un număr impozant de moldoveni la fiecare eveniment organizat împreună și acest lucru este foarte îmbucurător pentru atât pentru ei cât și pentru noi. Deci eu sper în continuare ca acest proiect să continue cu aceleași inițiative frumoase și să fie măsura așteptărilor noastre și deci noi ca studenții Facultății de Istorie vom depune tot efortul pentru a populariza cât mai mult și ceea ce am învățat și ceea ce am cunoscut în Siberia. Și de asemenea vreau să mulțumesc echipei și domnului coordonator al proiectului Octavian Țâcu pentru această experiență frumoasă, care pentru mine a fost un plus foarte mare, atât sub aspect profesional cât și personal. Mulțumesc pentru atenție! Și Vasile Doni, deja masterant la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vasile. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență și pentru acordarea cuvântului. Mă copleșesc emoțiile când vorbesc despre experiența pe care am avut-o în Siberia, fiindcă din toate experiențele mele de-a lungul celor 2 ani călătorind prin lumea asta, pot să o calific ca fiind cea mai specială și plină de emoții. O experiență în care am văzut și am învățat foarte multe lucruri pe care cred eu nu le găsești în cărți și lucruri pe care nu mulți oameni le știu, mai ales localnicii, poate cei care au fost în expedițiile anterioare. În primul rând aș vrea să menționez faptul că anumite concepții sau preconcepții făcute de mine despre Siberia au fost ruinate și deși noi considerăm Siberia ca fiind un loc de gheață, am găsit acolo oameni cu o inimă și un suflet cald și oamenii atât localnici cât și basarabeni de-ai noștri. Acest lucru s-a văzut însă și prin efortul lor, fiecăruia dintre ei, pentru ca expediția noastră să fie valorificată la maximum. Deci fiecare persoană care a contribuit la această expediție a manifestat o căldură și o atenție deosebită. Pe această cală vreau să le mulțumesc tuturor, în special familiei Pulbere, fiindcă noi am fost căzuiți la ei și ne-au primit practic ca membri ai familiilor. Timp de 3 zile nu s-a simțit diferența. O altă preconcepție sau un lucru interesat am aflat, fiindcă siberienii se diferențiază sau se auto-intitulează puțin diferit de toți rușii, deci ei parcă au o comunitate diferită, da? Și acum am aduc aminte cum la Universitatea Federală Siberiană o colegă de istorie, de la Facultatea de Istorie spunea că deși suntem în Siberia, sufletul nostru este cald și aici vedem un fel de raport al naturii, cum este mediul și cum este omul pe din interior. O experiență care nu o voi uita niciodată și sper că anchetele pe care noi le-am elaborat sau le-am completat ca studenți să fie de folos proiectului și a materialelor care vor fi scoase sau vor fi publicate mai târziu. Și vreau să mulțumesc fiecare dintre colegii noștri, în special domnului Octavian Țâcu, pentru că ne-a oferit nouă ocazia ca să vedem cu ochii noștri și să simțim cu inima ceea ce înseamnă viața din Siberia. Mulțumesc! Violeta. Eu vreau să vă fac o altă mărturisire. Dincolo de emoțiile noastre care le-am expus aici, dincolo de filmele pe care le facem, expedițiile memoriilor au provocat și acolo un lucru foarte interesant. Deci oamenii ăștia care sunt moldoveni, români, basarabeni, de azi ajunși acolo, oamenii prosperi, ei trăiesc viața cotidiană mulțumiți de sine. Când ne-am dus acolo, au zis pământenii noștri, ne-au întâmpinat anul trecut. Erau, anul ăsta oamenii ăștia erau
foarte preocupați de problema cu care am venit noi. Și-au abandonat serviciile lor și obligațiile de zi cu zi și au mers cu noi peste tot, au ascultat poveștile deportaților. Erau atât de pătrunși încât uneori îmi părea că domnul Pulbere, Valeriu Pulbere, continua discuția și după ce noi opream camerele și notițele noastre, el continua să fie implicat. Și ne-a zis că dacă ies la pensie, el va continua proiectul ăsta de sine stătător acolo. Deci faptul că i-am provocat pe oamenii de acolo, că au rămas românii de azi să-și caute rădăcinile despre care nu știau, eu cred că asta este un merit acestor expediții. Au rămas și acolo un pic de dorință de a găsi spațiu, de a regăsi spațiu marcat de moldovenii care au trecut pe acolo. Și faptul că ei își propun să ridice o troiță e un lucru indiscutabil. Au zis cum, este datoria noastră, nici nu-și pun problema că ar trebui noi să mai facem un demers în sensul ăsta. Și au asumat ei din start că este datoria lor să facă lucrul ăsta. Mie mi se pare că sunt niște lucruri care se întâmplă dincolo de propunerile pe care le lansa atunci când se lansa proiectul Expedițiilor Memorilor și poate este un plus de valoare acestui proiect. Și cu asta am încheiat mica noastră prezentare, pentru că vor urma, desigur, multe alte lucruri, desigur, emisiuni pe care o să le avem legate de aceste deportări, publicații, filmul Violetei. Și dacă aveți întrebări, da. Ați spus că ți-am avut întâlnire cu administrațiile locale, regionale. Care este atitudinea lor față de acest proiect și față de minoritățile care locuiesc la ei? Cu cât e mai la centru, cu atât e mai deschis. Paradoxal, deci oficialitățile din Krasnoiarsk, datorită domnului statutului domnului Palea, chiar deci șeful direcției de relații cu naționalitățile a fost alături de noi și adjuncta lui care ne-a însoțit pe parcursul întregii aflării noastre. Am fost întâlnirea cu moldovenii, am avut-o la Casa Prieteniei Popoarelor din Krasnoiarsk, deci chiar în forul care... Și am aflat că policiile naționale în Ținutul Krasnoiarsk se oferă de către administrații circa 70 de milioane de ruble. În regiune, așa cum ni s-a spus, locuiesc 160 de naționalități. Moldovenii sunt cam 4.000. În 1989 erau 6.000, acum sunt cam 4.000 declarați oficial. Și n-aș spune că a fost unica reacție a administrației. Spre exemplu, în Lesogorsk, în Lesosibirsk, unde ne-am dus și unde ar trebui să avem întâlniri cu comunitatea, am întâlnit și o timorare. Adică oamenii, omul care era responsabil era un pic speriat, ne-a zis vorbim numai limba rusă, să nu vorbim românește, ce film vrem să prezentăm, de ce anchete vrem să facem și ne-a zis să ne grăbim mai repede, dar până la urmă ne-am reorganizat și am mers la unul din moldoveni la locul lui de unde făcea afaceri. Desigur, după ce am revenit, am înțeles că a existat o reacție din partea administrației centrale care s-a sesizat în privința acestei atitudini și omul a fost tras de urechi, dar deci este firesc existența unor astfel de reticențe. Nu credeți că toți moldovenii ne-au primit chiar așa deschiși. Am avut și întrebări provocatoare, ce facem, ce căutăm, ce răscolim și anul trecut am avut. Dacă vă aduceți aminte, chiar în Veseolă, soția unuia din deportați, deci ne-a întrebat ce mai răscolim, ce mai căutăm, timpurile au trecut. Dar anul ăsta doamna ne-a întâlnit, ne-a primit la ea în casă, a fost foarte bucuroasă că a văzut, pentru că noi ne-am reîntors în Veseolă tocmai din considerentul de a le mâna acest film și cartea pe care am făcut-o eroilor noștri. Și pentru ei a fost o surpriză foarte mare. Ne-au petrecut foarte emoționant. În rest, așa cum spuneam, la nivel oficial, dar același lucru pot să-l spun și față de universitate. În universitate am întâlnit o deschidere
Bine, mediul universitar academic și este predispus spre acest dialog intercultural și civilizațional, dar felul în care am fost primiți și de studenți și de profesori și de directorul departamentului ne arată că totuși este o regiune care prin poziționarea ei, dacă vă uitați la hartă, ea se află chiar în mijlocul continentului asiatic, desparte Rusia în două părți, este ținutul care se întinde de la Polul Nord până aproape de frontiera cu China și această poziționare probabil oferă o altă perspectivă de dialog și percepție. Vă mulțumim atunci și rămâneți focusați asupra lucrurilor care o să le mai spunem săptămâna asta și asupra lucrurilor care vor ieși din acest proiect. Vă mulțumim. Și tocmai avea Violeta un anunț. Eu vreau să mai spun că atâta timp cât noi eram în Siberia, dacă vă mai amintiți, acum un an sau cu 2 ani, lansam cu Octavian Țicu împreună un alt proiect de nostru, se numea Simatoc, Variațiuni pe un nume, Nicolae Simatoc, Variațiuni pe un nume. Filmul a fost prezentat la București în cadrul festivalului DocArt și a luat premiul pentru cel mai bun film documentar. Așa că noi căutând alte proiecte, alte subiecte, alte povești, atât că rezultatele ne bucură și vis-a-vis de ce am făcut altă dată. Nu știu dacă asta este un comunicat de presă, dar... Ne-am lăudat, Olea. Dar e un lucru care trebuie, pe care noi îl trăim pe bune. Deci o chestie paralelă cu expedițiile memorilor și poate consemnați pe undeva. Felicitări din partea echipei. La festivalul ăsta de la București, Cinematografia Moldovei a avut o prezență foarte bună pentru că noi am luat premiul pentru cel mai bun film documentar. Cel mai bun film studențesc a fost o realizare tot de aici, la Chișinău, lui Victor Gălușcă și Ion Doni a luat pentru filmul Liniște. A luat premiu pentru cea mai bună regie, așa că de unde spunem că Cinematografia Moldovei nu mai există și că e mort tot în zona asta, iată că rezultatele sunt un pic altfel. Mulțumim! Asta a fost o abatere lirică, o artisticărie așa de final de conferință. Sigur că are legătură cu comunicatul din moment ce ați fost anunțați fiind în deplasare. Păi da, da. Mulțumim! Mulțumim.